De bobotează, la Giurgiu, există o veche tradiție care presupune botezul cailor, așa că deținătorii animalelor au venit și anul acesta cu patru pedele pe malul canalului Sfântul Gheorghe. Numai că aici s-au întâlnit cu refuzul reprezentanților municipalității de a da curs vechiului ritual. Intervenția forțelor de ordine a relaxat situația, iar giurgiuveni, deținători de cai, au fost întâmpinați de reprezentanții bisericii care au recurs la gestul de ani împământenit, botezul nevinovatelor necuvântătoare.